Salut și bine ați revenit în Teo's Kitchen! Azi o să avem un vlog, pur și simplu o zi din viața noastră. Este vineri, 16 august, ieri a fost Sfântă Marie și astăzi se continuă concediu, o vacanță prelungită, așa că nu o să fie foarte mult de lucru, o zi relaxată, dar am zis să vă iau cu noi așa, pentru că mi-a tot cerut videouri de astea simple, day in the life, vloguri, să vedeți cum arată o zi de concediu pentru noi, semi-concediu, pentru că eu practic n-am concediu niciodată. E 9 dimineața și tocmai mă pregătesc să-l duc pe Luca la autocar, pleacă în tabără, dar o să vă spun mai multe despre asta, că nu pot să-i răpesc bucuria. Și asta facem astăzi. În cazul în care nu știți despre noi, suntem o familie de 4 omuleți. Teo de la Teo's Kitchen, Sergiu, Don Baxter, Luca are 11 ani imediat și Luna are 2 luni mâine. Ăștia suntem noi și așa arată o zi din viața noastră. Ce faci? Mă uităm la un serial și mă pregătesc să merg în tabără. Dar ce-i cu mutra asta? Cum te-ai trezit? Da, m-am trezit. Unde mergi? În tabără, cu Spando. Chiar vă recomand, sunt instructor foarte bun și chiar te distrezi. Te distrezi și... fără telefon? Da, e fără telefon, tabără fără tehnologie și sunt niște activități foarte amuzante și distractive. Și recomand. Și dacă ești obraznic, ce faci în tabăra asta? Genuflexiuni. O să vii de acolo mai slab și mai fit? Da, sper. De unde mergi? La Mărișel, mă, nu știu unde te duci. Nu. Mărișel e o stațiune de lângă, aproape de Cluj, o stațiune montană. Deci ești pregătit, geanta ai? Da, am tot. Îți iei la revedere de la telefon? Aici am sticlă cu apă. Dar nu trebuie să ne arăți tot ce ți-ai pus. Veste și căciulă. Și aici am bagaj. Ai bagaj? Bagaj. Să-ți închizi bagajul, că plecăm. Ok. Ce faci? Mergi și tu în tabără? Mergi în tabără? Mergi în tabără? Nu mergi în tabără. Nu mergi în tabără. Drive a faster car. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I'm gonna be myself. Luca a plecat în tabără. Bunii Luci, mama mea, a plecat acasă pentru că bunii s-a avut un accident. A căzut la șchile, nu știm exact ce s-a întâmplat încă, este pe drum înspre Cluj și bunii a mers să vadă ce se întâmplă cu bunisia. Eu l-am lăsat pe Luca în tabără și am fost repede la Lidl la cumpărăturile pentru weekend și o să vă arăt ce am luat de la Lidl, poate vă inspirăm și pe voi. Luna, cred că vrea să mănânce. Mazăre congelată, fasole congelată, tot timpul am legume congelate în frigider. Să știți că legumele care sunt congelate rapid sunt la fel ca și cele proaspete, nu își pierd proprietățile, asta este doar un mit. Deci ca să știți, sunt foarte ok legumele congelate. Salată, vinete, zahăr brun, ridichi, ceapă verde, afine, o baghetă. Noi nu prea mâncăm pâine, dar pentru că am luat vinete, am luat și o baghetă. La capitolul carne am luat o carne tocată de vită și porc, somon, e preferatul lui Luca și o să-l aștept când vine din tabără, piept de pui cu care vreau să fac azi un paprikaș și, îmi face focus, pulpă de porc feliată pentru șnițel, lapte, asta e preferatul lui Luca, laptele Pilos, ulei și e săptămâna bio la Lidl, așa că am luat o pastă de tomate, o băutură cu soia, îmi pun eu în cafea
2 zucchini, sirop concentrat de agave, noi îl folosim și la cafea și ca îndulcitor, la fel și siropul de arțar pentru clătite și pentru pancakes, 2 sticle de cidru, ăsta e super bun, nu l-am văzut numai la Lidl, cidru ăsta cu soc și veșnica, hârtie de bucătărie pe care o folosim la diverse. Cam astea sunt cumpărăturile de la Lidl pentru weekend și o să mă apuc imediat să fac un papricaj de pui și să coc vinetele, să avem pe weekend mâncare. Sunt numai eu cu Sergiu, că Luca nu e. Și Luna papă lăptic. Am călit aici o ceapă mare, albă, am tras de pe foc. Aici am tăiat pieptul de pui cu bulețe. Papricaș puteți face și din piept de pui, și din aripi, și din pulpe, și din bucăți de piept de pui, din ce vreți voi. Și peste ceapa asta călită o să pun sare și piper și boia, pentru că de aia se numește papricaș, pentru că are paprika, adică boia. Și am aici boia afumată. Puteți pune boia dulce sau iute, de care vă place vouă. Așa. Și mai pun și legume, respectiv, acum le scap. Belșug din natură de la Solaris, care sunt pur și simplu legume deshidratate, amestec de legume deshidratat, 100% natural, nu are nimic suspect, nu are sare și le puneți în adaos în mâncare. Să vedem ce are. Morcov, țelină, păstârnac, roșii, ceapă, ardei roșu, ardei verde, cartof, pătrunjel, frunze. Atât, curat, super curat și dă super gust la mâncare. Asta în loc de clasicul, știți voi, vegeta, care are monoglutamat și sare, dar belșugul din natură de la Solaris nu are nimic. Bun. Și peste toată treaba asta punem carne de pui și apă sau supă de pui, cât să le acopere și le lăsăm să fiarbă la foc mic. Când a fiert carnea, punem smântână dulce. Puteți pune și smântână normală, dar se strânge un pic la fiert, pentru că îi mai dăm un clocot. Și mult pătrunjel verde. Și le mai dăm un clocot și gata, papricașul. Puteți să puneți acum și o lingură de făină, așa o să fac și eu, o lingură de făină desfăcută în smântâna dulce, ca să fie sosul un pic mai gros. Papricașul e gata, e super cremos și noi îl mâncăm cu mămăligă sau cu paste, cu macaroane, cum le zicem noi, în Ardeala noi toate pastele sunt macaroane. Și e așa super, super, mega cremos. Mie cel mai mult îmi place sosul. Ar putea fi și fără carne, numai cu sos. Și ce urmează acum? Să fac curat în frigider. Este un semi-dezastru. Și vreau să fac curat și să-l organizez un pic, pentru că
Frigiderul mi se pare că e locul cel mai dubios. Frigiderul și cămara. Chiar o să urmeze un video despre cum organizăm cămara, dar astăzi vreau să decongelez frigiderul și să fac super curat în frigider. Așa că mai întâi o să scot tot. O să-l spăl, o să-l curăț și după aceea îl reorganizez. Să profit acum că luna stă cât de cât cu minte, pentru că de-abia am reușit să termin papricașul, era foarte agitată, încă ne luptăm cu colicii. Soluția mea de încredere întotdeauna, oriunde în bucătărie, asta portocalie, v-am mai vorbit despre ea pe Instagram, W5 de la Lidl, nu știu cât e, 7 lei, ceva de genul ăsta, curăță absolut orice și efectiv topește grăsimea și murdăria și pe asta o să folosesc să curăț în profunzime frigiderul. Deci asta e tot ce am scos din frigider, ca să vedeți cât adună un om și trebuie să le revizuiesc pe toate și decongelez și frigiderul și congelatorul și între timp s-a modificat modificarea, în sensul că am primit o veste bună. Știți că noi suntem aici noi suntem aici în chirie și jos e apartamentul nostru unde este studioul Teos Kitchen și tocmai am vorbit cu Cristina, proprietara, care este foarte, foarte drăguță, vecina mea, și o să prelungim contractul, deci o să mai stăm minim un an aici și așa că am luat decizia să aducem din studio frigiderul și o să vine cineva să facem schimbul între frigidere, deci la fix îl decongelez și îl curăț și îl punem jos și pe ăsta de jos îl punem sus și după aceea îl organizez. Vă ziceam că o să fie o zi chill de concediu, se pare că lucrurile s-au modificat, important este că tati stă cu Luna și eu mă pot ocupa de treburile astea de bucătărie. Așa că mă duc să golesc frigiderul, pe ala de sus l-am golit, să-l golesc și pe ăsta, să vină oamenii să facem schimbarea și după aceea să fug până la Pepco să-mi iau niște chestii, niște coșulețe pentru organizat, să și organizez frigiderul cu ocazia asta. Între timp, mutarea frigiderelor s-a transformat într-o curățenie generală, așa că am mai trecut o bucată bună din zi. Și am vrut să vă arăt cutiile astea pe care le-am luat de la Pepco cu 7 lei sau 8 lei. Scrie că sunt cutii pentru papuci, dar mie îmi place că sunt transparente și am luat două. Una aici și una aici. Aici am organizat iaurturile de toate felurile. În față le pun întotdeauna pe cele care au termen de valabilitate mai mic ca să le mâncăm primele. Și în asta la alta am pus tot felul de condimente, chutney, ardeiul de măcinat, ce mai avem aici, muștar, toate porcănelele astea care nu au loc. Și aici am organizat restul. Sunt mult mai bucuroasă cu organizarea asta, sincer. Tot de la Pepco am luat și coșuletele astea, încă n-am pus safinele, dar o să le pun în coșulete și am curățat ridichile și le-am pus aici. Îmi place pentru că sunt micuțe, în cap aici, și nu mai stau ridichile aruncate și toate puse în caserole închise. Așa pot să respire, stau mai mult la frigider, mai ales în sertarele astea cu garden fresh, în care se țin legume. Și cam asta este situația. Aici ce avem? O bucată de slănină, ca orice ardelean cinstit, salata de la Lidl, tortellini proaspeți și o mulțime de vlăstari. Eu totdeauna am uitat vlăstarii ăștia de la Eldor Plant, de floarea soarelui, de broccoli, îi pun în salată, îi pun în smoothie. Aici am mix de vlăstari și flori comestibile.
cu mare drag vă recomand de la Elder Plant, pentru că sunt sănătate curată. Și aici ce am? Flori comestibile. Ia să vi le arăt. Satisfacția pe care o am că frigiderul e super curat. Salut! Flori comestibile absolut superbe. Ce mai vreau să fac acum? Nu îmi place frigiderul să se deschid. Între timp am făcut și baie și m-am pus la punct pentru că miroseam a toate soluțiile și a cif și a de toate, dar măcar frigiderul este curat. Și ce vreau să fac acum? Întâi să închid frigiderul să nu mai piscuie și mă apuc să fac, v-am arătat că am luat de la Lidl 4 vinete mari, 2 vreau să le fac umplute, ajung 2 pentru că suntem doar noi doi. Luna cred că nu mănâncă vinete și 2 le fac umplute, 2 le coc pentru salată de vinete. Deja e după masă, toată ziua mi-a fost plin astăzi, cu treburi casnice, cu papricașuri, cu frigidere, cu schimbat copil de 5 ore, a dormit copil, hrănit copil și trecem la vinete. Asta e viața cu un nou-născut sau, mă rog, un bebeluș de 2 luni. Încă intră la categoria nou-născut. Mă apuc de vinete. Vă arăt și cum le fac. Din cele 4 vinete, 2 le-am scobit, așa cum v-am arătat, și am tăiat miezul cu bulețe. Am dat morcov pe răzătoare și am tăiat cu bulețe de ardei, ceapă, gogoșar și mult usturoi, pentru că ăștia suntem noi, cu mult, mult usturoi. Și acum o să călesc toate legumele și după aceea umplu vinetele. Foarte simplu și chiar dacă e fără carne, e super bun. Puteți să puneți și orez sau bulgur sau cușcuș sau linte. Ce mai vreți voi, puteți adăuga în compoziție și, desigur, carne tocată. Călim legumele. Între timp a trecut Sergiu la aparat pentru că Luna și-a început programul. Angâi!